Salutare tuturor, sunt Veșteman Sorin și astăzi vă voi prezenta un nou cad, floriș sau cum vreți să-i spuneți. Cam așa arată. Iar acum mai să trecem direct la tutorial, da? Pentru început, dacă sunteți mai începători, folosesc mai puține cărți, mai reduceți din ele, cam așa. Și am uitat să menționez că acest cad este fals, adică nu se întâmplă nimic la pachet, rămâne în aceeași ordine, da? De exemplu, dacă avem un doi jos și unul sus, da? Dacă îl facem, pachetul a rămas în aceeași ordine, da? Acum, pentru început va trebui să țineți așa, cu mâna stângă, deci degetul mare aici, arătător, mijlociu, inelar și ăsta mic. Cu mâna dreaptă, veniți cu degetul mare aici, mijlociu aici și arătătorul aici, da? Deci, cum țineți așa? Am să încerc să explic mai bine pentru cei care sunt mai la început. Și acum va trebui să ridicați pachetul exact așa, pe degetul mijlociu, de la mâna stângă, da? Deci, cum țineți așa, luați cu astea două, după cum am zis, ridicați așa. Acum, de la mâna dreaptă, unde aveți, deci momentan puteți să țineți și mai așa pachetul. De la mâna dreaptă, cu degetul mijlociu, veți rupe jumate din pachetul de sus, da? Deci din pachetul de sus, rupeți jumate. Iar acum, de la mâna stângă, cu degetul arătător, ridicați bucata de jos. Acum, în partea dreaptă avem două pachete. Veți veni cu ele în spate, deci veți veni un pic cu ele spre voi. După care, dați drumul la pachetul ăsta din stânga. Iar ăsta, rotiți exact așa. Da? Și va trebui să ajungeți în această poziție cu pachetele. Haideți să mai fac o dată. Deci, gripul, adică așa se ține pachetul. Veniți cu ăsta, veniți așa, rupeți, ridicați aici pachetul, vă băgați cu ele aici. După ce ați așezat pachetul ăsta aici, deci cum e așa, rotiți o dată așa. Acum, în această poziție. De la mâna stângă cu arătătorul veți băga degetul, nu știu cum să zic, e ca și cum ați face de pachet. Deci, cum e așa pachetul, da, ieșit, se vede. Deci, veniți cu arătătorul aici, cu ăsta mare veți apăsa aici și practic el se ridică, da? Deci, dacă apăsați cu degetul mare, se ridică pachetul de sus. Și veți prinde cu mijlociu. Iar cu arătătorul trageți de pachet în sus, încât să formați un triunghi, da? Iar acum puteți arăta și triunghiul ăsta. Deci, în momentul de față aveți la mâna stângă arătătorul decât, iar la mâna dreaptă ăsta mare și ăsta mijlociu. Acum vine partea un pic mai complicată la degete, să zic așa. Deci, cum aveți acum, dați-l numai la mâna mea dreaptă, da? Degetul ăsta inelar se bagă sub pachetul de aici, deci normal așa e triunghiul, da? Deci băgăm în pachetul de aici inelarul sub pachet și cel mic peste, da? Încă să puteți prinde pachetul exact așa. Și cu ăsta mijlociu aici deasupra. La momentan, ăsta mijlociu are rolul să țină pachetul, da? Deci să ajungem iar aici. Suntem la triunghi. Acum prindem așa cum v-am arătat. Iar pachetul acesta prindeți cu ăsta mare de jos și cu arătătorul de sus. Și prindeți așa, da? Veți arătați așa. Iar acum, de la mâna stângă, veți băga inelarul și prindeți cu ăsta mic și cu ăsta mijlociu, da? Și veți arăta exact așa. Și e și un display aici, da? Dintre bucăți. Hai să mai facem o dată. Deci, începutul, da? Așa. Veniți cu arătătorul, cu ăla mare așa. Băgați ăsta inelar aici, ăsta mare aici. Faceți display-ul, iar acum cu mâna stângă, deci cum este pachetul, acum vă uitați la pachetul de mijloc. Veți băga, deci cum țineți așa, veți băga asta mare aici, veniți cu mâna peste și trebuie să-l trageți așa. Asta vine peste, iar asta așa. Stați să mai explic o dată. Am este un pic cam greu să explic, că nu prea le-am cu explicațiile. Așa, da? Deci suntem aici.
Asta vine decât așa, deci asta e așa de figură. Asta așa, așa, asta așa. Acum o să-l fac încet de tot, ca să-l faceți doar cu mine. Despărțiți. Stați un pic că l-am greșit. Deci, despărțiți. Băgați aici. Asta vine peste. Cu ăsta mare de aici luați așa. Cu ajutorul de acolo. După aia luați pachetele pentru display. Cu mâna stângă, o să mișcă cât pot de încet. Sper că v-a fost de ajutor acest tutorial și sper că v-a plăcut și cadrul inventat de mine.